Salutare tuturor și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur tare, tare mult să vă revăd ca de fiecare dată. Mă bucur că încă sunteți aici și vreau să vă transmit această energie pozitivă pe care o simt. Pentru că, nu știu, când tocmai credeam că anul ăsta e cel mai de rahat an ever, iată că s-a întâmplat și ceva minunat! Să trecem direct la subiect, dar înainte de toate nu uitați să mă urmăriți pe conturile de socializare, pe Instagram și pe Facebook dacă vreți, să dați subscribe acestui canal, să mă urmăriți pe TikTok și știți voi toată tomanglavaisul, toată tocănița asta de social media, de conturi, de whatever. Da, ok. Linkurile le găsiți în barea de descriere. Iar acum, haideți să trecem direct la subiect. Probabil că și voi vreți să știți despre ce este vorba. Este o schimbare foarte, foarte majoră și vreau să împart această călătorie împreună cu voi. Așa că rămâneți alături de mine. Nu este o operație pe care o să mă fac deoarece sufăr de ceva asta, am o boală cronică și mulțumesc lui Dumnezeu că mă ține așa sănătoasă. Sper să mă țin așa cam până pe la 80 de ani și același lucru vi-l doresc și vouă. Sper că Dumnezeu să vă dea multă, multă sănătate, fericire și bucurie și la mulți ani 2020. Dar vreau să vă spun că este o operație de care am foarte, dar foarte, 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 foarte mare nevoie și sunt foarte, foarte, foarte entuziasmată. De aceea m-am gândit să vă dau această veste pentru că se apropie și eram așa, vai, deci abia am așteptat să vă spun, abia am așteptat să vină momentul să filmez acest clip și să vă spun cam despre ce este vorba. Bineînțeles că momentan nu vă pot da prea multe detalii pentru că nu vreau să fie ca un spoiler, vreau să vă iau cu mine în această călătorie și să vedeți ce și cum pe parcurs, dar operația va avea loc în Turcia și voi fi acolo pentru 10 zile și sper din suflet să pot să creez content în aceste 10 zile pentru că vă dați seama, o să fiu leșinată pe acolo și mai mult o să mă și odihnesc, dar sper să reușesc să creez content pentru voi. Asta se va întâmpla săptămâna viitoare, de pe 13 septembrie. Sunt foarte, foarte entuziasmată, adică nici nu mă așteptam la așa ceva. Sper să iasă totul bine, pentru că dacă nu o să iasă totul bine, vă dați seama că e o schimbare pe viață și mă rog la Dumnezeu să fie totul ok. Și am zis să vă informez și pe voi. Deoarece probabil că o să lipsesc de pe YouTube, dar sunt fericită și sper ca fericirea asta să țină vreme. Nu m-am mai simțit așa de mult, mai ales că o să și călătoresc pe tot parcursul acestor 10 zile. Probabil că mă voi simți rău, voi fi, vă dați seama, cu medicamente, cu tot ce îmi trebuie, mă voi odihni. Dar v-am zis, o să încerc din răsputeri să creez content pentru voi și să vă iau împreună cu mine, să vedeți și voi despre ce este vorba în această călătorie. Da, și cam asta este vestea cea mare. Doamne, abia aștept și vreau să spuneți, vreau să ghiciți despre ce este vorba și să mă lăsați în comentarii dacă ați ghicit. Abia aștept să cunosc doctorii și pe cei care vor avea grijă de mine. Sunt în al nouălea cer oarecum, dar în același timp sunt super speriată de tot ceea ce o să se întâmple corpului meu, pentru că, da, nici măcar nu pot exprima, vă dați seama că sunt, nu știu, în primul rând sunteți entuziasmată pentru faptul că voi călători, n-am mai călătorit de foarte mult timp cu avionul și abia aștept, al doilea rând sunt foarte entuziasmată pentru că abia aștept să văd schimbarea și sincer să fiu, sper să vă placă și vouă, dar în primul rând sper să-mi placă mie pentru că va fi pe viață, v-am zis, și în al treilea rând sunt fericită că se întâmplă mai repede decât mă așteptam. A doua veste pe care vreau să vă dau sau mai mult să vorbesc cu voi despre asta este faptul că vreau să îmi schimb contentul și vreau să fac un alt fel de content. Probabil că v-am plictisit făcând tot același content și atunci vreau să creez ceva natural, ceva ce vine din inimă, nu știu cum să vă explic, ceva ce vine de la mine, ceva legat de viața mea, de experiențele mele și așa mai departe. Vreau să investesc mai mult timp în calitate și în tot ceea ce fac pentru că
Da, simt că trebuie să-i dau un boost și pe tot parcursul acestui timp am învățat un singur lucru, că nu trebuie să mă iau după nimeni și trebuie să-mi ascult inima, pentru că mulți oameni, sincer să fiu, abia așteaptă să clachez și să-ți meargă rău și se bucură pentru necazurile tale. Așa că, da, vreau să înțelegeți că eu nu mă voi lăsa și că vreau să creez content nou și diferit pentru acest canal și sper din suflet că o să vă placă. Că bineînțeles că acest canal va rămâne, eu știu, 80-70% pe nișa de beauty, fashion, lifestyle, dar vreau să fac un content diferit și da, am foarte, foarte emoții, am o grămadă de idei, dar din păcate nu am o grămadă de timp precum mi-aș dori, dar cu ajutorul lui Dumnezeu sper să realizez tot ceea ce mi-am propus și să revin cu content nou, fresh, pe placul vostru și pe placul meu, bineînțeles, și să reușesc să creez clipuri faine pentru voi. Dragii mei, cam acesta este marele anunț. Spuneți-mi dacă vreți să vedeți ce împachetez pentru această călătorie. Vreau să fac un clip să vă arăt ce outfit-uri iau, ce împachetez, poate că o să vă ajute și pe voi și vreau să-mi spuneți dacă vreți să vedeți toată experiența mea și cum o să fie și toată povestea așa la un loc. Și cam acesta este clipul de astăzi. Îmi pare foarte, foarte rău. Acum sunt chiar pe picior de plecare pentru că o să mergem să vizităm pe bunica lui Nathan înainte ca eu să plec pentru 5 zile. Dar dacă o să merg prin locuri faine, o să încerc să fac și un vlog să vă arăt. O să încerc să vă arăt pe canalul, pe contul de TikTok și Instagram, pe contul cel nou. Așa că, da! Rămâneți cu mine, căci lucruri interesante se vor întâmpla în viața mea și sunt nerăbdătoare să le împart cu voi. Îmi pare rău că videoclipul de astăzi a fost așa scurt, dar probabil că deja v-a săturat de gura mea pentru că am vorbit de 10 minute în continuu, dar nu mai pot, sunt foarte emoționată și fericită în același timp. Și vreau să împart asta cu voi și sper să primiți și voi vibe-ul meu pozitiv și da, să fiți happy ca mine. Ok, păi ce să zic, vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi și ne vedem săptămâna viitoare și v-am zis, spuneți-mi dacă vreți să vedeți un clip cu ce împachetez, pentru că trebuie să-mi pregătesc outfit-urile și tot ceea ce am nevoie pentru această călătorie și bineînțeles pentru această operație. Așa că da, vă pup, vă iubesc și ne vedem săptămâna viitoare. Mua! Pa!